Bună ziua! Sunt Lilia Voloh, cadru didactic de sprijin, instituția publică, liceul teoretic Tudor Vladimirescu. Sper că sunteți bine și pregătiți pentru o activitate interesantă și distractivă. Veți avea nevoie de două foi de hârtie, un pix și o foarfecă pentru decupare. Deci, să începem! Ghici ghicitoarea mea. Animal cu trup tărcat și cu gât nemăsurat. Cine este? Girafa. Corect. Are 10 de ace groase, dar nu țese, nici nu coase. Ariciul. Corect. Are o coadă înfoiată, hoață este și șireată, dar e vai de coada ei când dă peste ea grivei. Cine este? Vulpea. Exact. Nu-i leoaică, e mai mică, o mângâi fără de frică. Toarce lin la o adică și are numele pisică. Corect. Știu că puteți desena, picta, modela, decupa multe lucruri. Astăzi însă vom aplica tehnica tangram pentru a obține imaginea unei pisici. Tangram este un joc chinezesc cunoscut de mai bine de 2000 de ani. Cele 7 figuri geometrice, numite tanuri, trebuie așezate una lângă alta, fără suprapunere. Se pot obține nenumărate figuri, atât geometrice, cât și artistice. Tangram cucerește prin simplitatea sa, deopotrivă copiii și adulții. Bună oară, Napoleon Bonaparte îl folosea pentru a se relaxa înainte și după bătălii. Poetul Edgar Allan Poe îl folosea pentru inspirație. În vreme ce Lewis Carroll, autorul cărții Alice în Țara Minunilor, era pur și simplu fascinat de acest joc. Tangramul este format dintr-un pătrat împărțit în 7 figuri geometrice din care se decupează cele 7 piese. 2 triunghiuri mari, un triunghi mediu, 2 triunghiuri mici, un paralelogram, un pătrat. Legenda acestui joc al minții povestește că, în vremurile vechi, un împărat a chemat la palatul său mulți meșteri învățați pentru a-i făuri fiului său cea mai minunată jucărie. Meșterii au confecționat multe jucării frumoase, dar copilul se plictisea foarte repede de fiecare dintre ele. În cele din urmă, la curtea împărătească a sosit un învățător, spunând că și el are pentru fiul împăratului o jucărie și a scos din traista sa un simplu pătrat de hârtie. Crezând că își bate joc de el, împăratul a poruncit ca omul să fie biciuit. Însă, învățătorul a tăiat repede pătratul în mai multe bucățele și l-a chemat pe copil să se joace. În cele din urmă, atât copilul, cât și împăratul, împreună cu toți curtenii săi, au fost vrăjiți de această jucărie simplă, dar interesantă. Regulile acestui joc sunt următoarele. Se folosesc toate cele 7 figuri care alcătuiesc pătratul inițial și numai ele.
figurile se așează una lângă alta, fără suprapunere. Toate figurile se așează în plan. Piesele pot fi făcute din orice material tare. Există tangramuri de hârtie, carton, lemn, ceramică, metal, sticlă. Noi vom crea un tangram de hârtie. Iată modul foarte ingenios de construcție al jocului fără riglă sau alt instrument geometric, utilizând doar foarfeca pentru decupare. Atenție! În imagine sunt pașii de realizare a tangramului. Studiem, analizăm, deschidem și filmulețul dacă este nevoie. Peste 1600 de imagini reprezentând animale, păsări, oameni, litere, cifre pot fi create din cele 7 piese ale tangramului. Acum vom realiza pisica. Pe margini avem cele 7 piese ale pătratului magic. Pornind de la urechiușe, utilizăm cele 2 triunghiuri mici. Pătratul va fi capul. Cele 2 triunghiuri mari vor constitui corpul și piciorușele. Triunghiul mediu va reprezenta lăbuțele, iar paralelogramul va fi codița. Iată că am obținut imaginea unei pisici. Încercați și singuri să realizați. Să aflăm acum câteva curiozități despre pisică. Știați că pisicile pot vedea noaptea de 5 ori mai bine decât oamenii, în special dacă ținta este în mișcare. Chiar dacă nu pot distinge atât de multe culori ca ochiul uman. Pisicile pot sări de 5 ori lungimea propriului corp. Pisicile sunt mai active dimineața și seara, adică la răsărit și apus, pentru că atunci sunt cele mai bune momente de vânat. Pisica domestică sănătoasă poate atinge viteza de 31 km pe oră, dar nu poate menține un astfel de ritm mai mult de un minut. Știu că ați fost foarte atenți pe parcursul întregii activități, de aceea veți dezlega ușor următorul careu de cuvinte. Notați răspunsurile. Când pisica vede mai bine decât omul? Împăratul a chemat la palatul său mulți? Sinonimul cuvântului venit este? Figură din componența tangramului? Ce putem crea utilizând tangramul? Câte piese conține un tangram? Răspunsurile corecte sunt: noaptea, meșteri, sosit, triunghi, cifre, 7. Observăm că pe verticala galbenă am obținut cuvântul pisica. Vă provoc să realizați un alt animal
aplicând tehnica tangram, de exemplu, un iepuraș. Să găsiți curiozități, ghicitori despre el și să alcătuiți și un careu de cuvinte. Vă doresc succese! La revedere!